Dragi mitologi, pentru cine nu știe, astăzi vorbim despre noul serial Disney numit Willow. De ce? Păi pentru că mi-a plăcut mult primul Willow din 1988 și pentru că e legat de mitologie. Fiți calmi că n-am 100 de ani. L-am văzut mai târziu, nu la lansare. După cum știți, eu sunt Delmo și pe canalul ăsta veți găsi informații despre mitologia românească, dar și recenzii pentru filme ce au legătură cu mitologia. Astăzi vă explic mitologia din filmul ăsta, fără spoilere și mai ales asemănarea cu basmele românești. Stați pe fază! I'm Willow Upgood. I'm a great sorcerer. Willow. 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 Willow's back. Ce ne interesează pe noi însă, cum e lumea și mitologia din Willow? Ați tot văzut diverse lumi, până acum în Stăpânul Inelelor sau în House of the Dragon. Lumea din Willow e totuși diferită. Deși nu e terminată, să zic așa, ca și concepție, are niște chestii foarte interesante și un potențial mare. Există 12 mari domenii în acest univers. Domeniile astea sunt organizate în 3 mari cercuri care se suprapun și cuprind fiecare câte 4 mari tărâmuri. Marile tărâmuri ale cercului lumii sunt pământul, apa, focul și aerul, apoi marile tărâmuri ale cercului cărnii sunt cele aparținând marilor zâne, micilor zâne, daikinilor și neamului malevoi. În fine, marile tărâmuri ale cercului spiritului sunt viața, moartea, speranța și disperarea. Mai interesant e locul unde aceste tărâmuri se suprapun, adică al 13-lea tărâm. E destul de ciudat, abstract, cu un pic de matematică și filosofie budistă. Ca geografie, lumea asta are 2 mari continente, ăla de vest și ăla de est. E ușoară partea asta. Ele sunt separate de Marea Răsăritului, iar la vest e Marea Sfărâmată, unde toate hărțile cunoscute se sfârșesc. Mare parte din lume e sălbatică, plină de păduri, oameni și bestii puse pe rele. Părțile mai civilizate trăiesc în evul mediu cu ceva regate, regi și regine, ducate și provincii conduse de nobili. Lumea asta fantasy apare și în romanele scrise de George Lucas și numite Cronicile Războiului Umbrei, pe care vă sfătuiesc să le citiți. Desigur, așa cum v-ați dat seama, pe acest nou continent fantastic există mai multe rase. Clar avem piticii pe de o parte, un fel de dorfi, numiți aici Nelvin, și apoi oamenii, care sunt numiți Daikin. Și există rase magice, precum zânele, care se împart în 2 categorii. Zâne mari, precum elfii și elementalii, și zâne mici, precum brownii, de exemplu, o rasă de creaturi foarte mici ce trăiesc în caverne ascunse în păduri, un fel de hobiți. Alături de brownii mai există și alte zâne, precum nimfele pădurii, nimfele apelor, goblini, căpcăuni și trolii care trăiesc în mine. Deci e o mitologie interesantă, dacă nu originală una peste alta, și care poate scoate ceva, mai ales din cauza sau datorită personajelor negative. Zic eu magnifice la un punct. Avem în primul rând inamicul suprem, sub forma unei babe. Da, exact ca în poveștile românești, baba Cloanța sau baba Hârcă, mai degrabă. E vorba de o vrăjitoare extrem de puternică ce stăpânise arta interzisă a magiei negre, plus că e liderul unei secte care are de-a face cu magia sângelui. Baba asta vește de la propriu, așa au tradus ăștia, nu-mi săriți mie în cap, locuiește în cetatea uitată sau cetatea străveche. În primul film, baba o răpește pe regină de tânără și o convertește oferindu-i puteri de ăștia nenaturale și regina vrea să ucidă copilul din profeție. Cred că v-ați prins de partea asta. La fel de interesante însă sunt ajutoarele moșului, de fapt ale babei. Sunt 4 caractere supranaturale numite vijeliile. Poate pentru că apar fix când e vremea urâtă sau stăpânesc vremea. Unul dintre aceste personaje stăpânește niște câini ai morții, care sunt niște fiare uriașe care pot sfâșia orice. Prădători feroce ce vânează în haite, crescuți pentru a-i învinge pe războinici și vrăjitori. Mușcăturile lor provoacă o infecție letală și scuipatul lor arde ca acidul. Sunt imuni la protecțiile magice, iar liderul haitei e un om care a îmbrățișat de bunăvoie această cale, respingând umanitatea în schimbul puterii, fiind corupt, ucigând și consumând carne umană. Vedeți cât de încântat sunt de poveste, nu? Potrivit legendei din primul film, câinii ăștia sunt o creație a celei mai murdare vrăjitorii, creați chiar de zâne pentru a lupta împotriva oamenilor care le invadau pământurile. Apoi mai avem încă câteva ajutoare, una dintre ele numită The Scourge, un fel de năpastă, nenorocire, un monstru extrem de puternic îmbrăcat în lanțuri și cu o cușcă cu țepe pe cap. Altul este The Doom, care poartă o mască ce îi acoperă ochii, inscripționată cu rune magice, are dinții foarte lungi și folosește 2 bice ucigașe ca extensii ale mâinilor,
ca niște tentacule de caracatiță, apoi The Lich, care e poate cel mai puternic, că stăpânește magia și runele și citește într-o limbă de asta foarte urâtă, cum era aia din Mordor, în Stăpânul Inelelor, și ultima creatură e cea mai tare, una care se poate transforma într-o uriașă pasăre de pradă, The Dag. Seamănă foarte mult cu cea din folclorul slavilor, vecinii noștri. E ciudat, e încântător, dar e oare destul? E clar loc de construit. Pare un univers stabil de unde ar putea ieși alte personaje și tărâmuri în viitor. Probabil deja lumea e sătulă, cum sunt și eu, de supereroi Marvel și DC sau de alte prelungiri ale urzelii tronurilor sau mai știu eu ce. Ne-ar ajuta să ne întoarcem la originile fantasy, oricât de pierdut. Se află serialul ăsta în mitologia lui întortocheată, toată lumea are un trecut întunecat sau o identitate secretă, cred că ar putea ieși ceva mai bun decât ce avem acum pe Netflix și Amazon. Oare ăsta o fi viitorul filmelor fantasy inspirate din mitologie? În cele din urmă, nu sunt sigur dacă există un public înfometat după o continuare continuare nostalgică a lui Willow. Nu sunt sigur nici dacă măcar 10% dintre voi știu despre ce e vorba, dar dacă există, probabil l-ați văzut deja. Sigur, Willow nu e la fel de serios, de sumbru sau de impresionant vizual precum The Lord of the Rings sau House of the Dragon. Cred că publicul țintă se adresează mai mult tinerilor și nostalgicilor ca mine. Pare un pic ciudat pentru secolul ăsta să zic așa, dar cumva au reușit să redea acel sentiment de odinioară. Până data viitoare, puteți chiar să vă jucați, pentru că există un joc de tip Dungeons & Dragons legat chiar de acest serial și sper că v-a plăcut clipul și până data viitoare, eu sunt Delmo, le-am spus cum le-am văzut, fie ca zeii vechi și noi să vă aibă în pază.